Ok, oameni buni, astăzi o să vă arăt ce fac eu de fiecare dată când vreau să fac pierderi, și anume pierderile din lac, da? Și nu mă pierd oricum, întotdeauna eu încerc să mă pierd în canturi, da? Și să fac canturile cât mai frumoase, cât mai fine, da? Ca atunci când eu desfac banda de pe mașină, să nu se vadă absolut nici o diferență și, bineînțeles, să nu se vadă absolut niciun cant pe aici, da? Bun, după cum vedeți, deja am izolat. De obicei, curăț toată suprafața aici, această zonă, o curăț toată, da? Pentru că atunci când eu desfac banda, mizeria, praful sau scame, etc., tot ce este prin interior aici, da? Să nu vină pe piesa mea de bea vopsite. După cum vedeți, avem aici, am portieră și aripă de făcut. Chestia este că, na, problema a fost până pe aici, m-am ridicat din ce în ce mai sus și nu mi-a mai rămas suficient loc. Este un spațiu foarte, foarte mic pentru a face pierdere, așa că am decis să fac pierdere și pe capot, având în vedere că am și acest spațiu, da, am aici acest spațiu unde mă pot pierde din lac, și capota mă va ajuta foarte mult pentru a face pierderile acestea. Bun. După cum vedeți, am lăsat un centimetru jumate, cam așa, un centimetru, un centimetru jumate, depinde cum am pus eu banda pe aici, așa, nașpa, între cant și da, între cant, da, și această bandă. Am lăsat acest spațiu. Din ce cauză? Pentru că voi pune această bandă de burete și vă recomand să folosiți bandă de burete de foarte bună calitate, da? Nu vă recomand să folosiți porcării, pentru că ce se întâmplă atunci când suflați, posibil ca acest burete să se desprindă de pe mașini, da? Și tot gazul se duce în interior. Și tocmai de aceasta, exact și tocmai de aceasta, vă recomand să puneți prima oară bandă pe mașină, da? În caz că această bandă pur și simplu se va desprinde de pe mașină, gazul de lac sau de vopsea nu se va duce în interior, da? Pentru că noi deja am izolat, am lipit banda foarte, foarte bine peste suprafață și nu avem aceste probleme. Bineînțeles, după ce pun această bandă de burete pe acest cant și o voi pune foarte, foarte frumos pentru a nu crea un anumit cant, voi izola din nou cu această bandă. Da? Foarte mare atenție. Atunci, de fiecare dată când puneți această bandă, încercați să o puneți cât mai mult în acest fel, adică gen cu lipiciul, da? Atunci când puneți banda, da? După cum vedeți aici, nu puneți așa, exact cu lipiciul aici, da? Pentru că ce se întâmplă? Dacă nu sunteți atenți și pur și simplu din anumite probleme uitați mașina peste noapte cu banda aceasta de burete peste suprafață, ce se întâmplă? Aici se vor forma anumite cântulețe, da? Pentru că lacul va prelua anumite forme de pe acest burete, de pe acest lipici, și nu va arăta deloc bine, adică genul oricum va trebui să șlefuiți această suprafață după aia frumos cu 2000, polișare o grămadă, nebunie, da? Eu personal nu fac acest lucru pentru că pun, după cum vedeți aici, am izolat frumos, da? Pun această bandă, mai pun încă o bandă dintre asta galbenă pe deasupra la banda de burete și după ce am terminat de lăcuit, pur și simplu desfac absolut toată această bandă de burete cu această bandă, o desfac, o dau frumos afară. Da? Bun. Asta la alta a rămas aici întreagă. Totul este ok, da? Și mi-a ieșit pierderea perfect. Uneori, în unele cazuri, când aplic mai mult lac, tot ce fac, vin cu 3000 burete, da? 3000 trizact de la 3M. Vin frumos, după care vin polish și am terminat. Da? Cam așa ar trebui ca să faceți și voi. Bun. Haideți ca să trecem aici, dăm drumul la treabă. Da? Și începem frumos din această zonă. Bam. Da? Încercați să stați și să puneți
această bandă de burete cât mai înspre cantul din interior, adică gen unde voi unde veți face pierderea. Nu puneți pe exterior, da? Pentru că pur și simplu aici se va vedea o linie urâtă. Da? Eu când o să desfac, se va vedea frumos, pentru că aici lacul se va îmbina, lacul nou cu cel vechi se va îmbina și totul va fi perfect. Da? Atenție. O altă chestie, de fiecare dată când izolăm, adică imediat după ce termin cu aplicarea acestei benzi de burete, prima oară punem banda. Un moment ca să pun asta aici frumos, să nu fie absolut nicio problemă. Bam. Gata. Ăsta nu l-aruncați, da? Întotdeauna băgați în aceste zone, în aceste zone puneți acest bandă de burete, da? Întotdeauna eu personal vă recomand să folosiți această bandă de burete la interioare, da, acolo la mânere. Bun. Acum o luăm frumos banda și voi măsura exact aici cât am nevoie, da? Bun. Acum voi îndoia frumos o leacă banda în acest fel. Voi pune banda peste suprafață, da? Și apoi voi pune banda peste burete. Aveți grijă ca să nu veniți prea mult, da? Din ce cauză? Pentru că dacă voi prima dată puneți, am observat acest lucru și la mine, din greșelile mele, da? Deoarece dacă voi puneți banda prima oară pe burete și apoi puneți pe suprafață, de foarte multe ori atunci când apăsați aici, buretele se va întoarce, da? Pur și simplu se va rostogoli, da? Și pur și simplu va crea acel efect care vi l-am spus mai devreme, da? Când încărcați lac, rămân anumite reziduri care nu le vrem. Bun. Bun. Hai să punem și aici. Frumos. Așa. Da? În acest fel ne-am asigurat că pierderea va fi executată exact ca la carte. Nu pot spune exact ca la carte, pentru că uneori în servisuri nu o să învățați. Adică mă refer atunci, dacă faceți practică sau la școală, nu vă învață astfel de lucruri. Vă garantez eu. Ok? Bun. Și cam asta este tot, adică gen piesa este gata, da? Pentru mine, ca eu să aplic vopseaua și bineînțeles aici să mă pierd cu lacul, da? Și să fac acea pierdere frumoasă, să dau frumos să dau această bandă la o parte, da? Nu primesc nimic, niciun gunoiaș, niciun absolut nimic pe piesă, totul va fi perfect, da? Oricum o să revin cu un alt videoclip. Atunci când desfac această bandă de pe suprafață, ca să vedeți și voi cum arată, da? Și cum ar trebui ca să arate și la voi atunci când faceți astfel de pierdere. Dar țineți foarte, foarte bine minte, nu încercați să faceți astfel de pierderi pe capote flate, da? Adică gen când exact aici, nu încercați să faceți pierderi din genul ăsta. Hei, salutare, Sebi aici. În caz că ai stat până în acest moment la acest videoclip, îți mulțumesc foarte mult. Iar în caz că nu mi-ai dat like la acest videoclip și ți-a fost de folos, ce mai aștepți? Lasă-mi un like. Iar în caz că nu te-ai abonat până acest moment la canalul meu de YouTube, vei găsi exact pe fața mea aici un omuleț pe care poți să dai subscribe. Iar dacă nu, poți să găsești aici un buton de subscribe pe care poți să dai subscribe. Iar voi lăsa YouTube-ul să-ți aleagă pentru tine special
două videoclipuri care le vei găsi exact în această zonă. Cam asta este, oameni buni, eu vă salut și ne vedem în următorul videoclip. Numai bine!